Bună ziua! O nouă ediție a interviurilor PS News astăzi, iar pe invitatul meu de astăzi, pentru că știu că ține la glumă și este un individ jovial, o să-l descriu ca fiind Goțiul, Mihai Goțiul, ca pe James Bond. Bine ați venit, domnule senator! Bună ziua și bine v-am găsit. Am zis așa pentru că de 2 zile încoace sunteți la fel de curtat de media ca și celebrul personaj al filmelor americane. Da, după incidentul în ceea ce pe care l-am urmărit cu toții, măcar mediatic, așa, la postul de televiziune B1. Nu o să insist foarte tare pe subiectul ăsta, trebuie să le spunem spectatorilor noștri că noi avem programat interviu cu tot, pe cu totul alte teme, dar acum știți cum e, ne face cotidianul agenda. Așa că o să discutăm câteva lucruri și despre partea asta mai puțin plăcută care s-a întâmplat, acest incident. Am urmărit demersurile dumneavoastră, ați fost la IML, ați depus o plângere la poliție. Vreau să vă întreb, din punct de vedere tehnic, fapta poate fi încadrată și la ultraj sau pur și simplu la vătămare corporală? Dumneavoastră aveți o funcție, sunteți senator și erați în exercițiu funcției, ca să spun așa, la Da, respectivul post. plângerea penală am făcut-o pe ultraj, pentru că din punctul meu de vedere nu e vorba de o problemă personală între mine și domnul Palada. Nu ne-am certat, nu știu, de la faptul că mie îmi place vinul roșu, lui îi place vinul alb și avem o problemă. Am fost invitat în acea emisiune în calitatea mea de senator să mă pronunț și să discutăm aspecte care țin și au legătură cu activitatea mea. Munca parlamentară nu se rezumă doar la ceea ce se întâmplă în Parlament, la munca din comisii, la munca din plen, Deci un la rol de Biroul reprezentare Parlamentar. până la urmă, Da, de eu inclusiv comunicator în totuși. legea statutului deputaților și senatorilor, inclusiv în regulamentul nostru propriu, avem niște obligații legate de interacțiunea și de transparența activității noastre, ceea ce înseamnă că trebuie să mergem să discutăm cu oamenii, trebuie să răspundem întrebărilor presii și așa mai departe. Avem alte activități, ce înseamnă prezența la conferințe științifice, prezența la conferințe de presă, participarea la diferite evenimente din viața comunității. Toate țin de activitatea noastră. Că dacă eram invitat ca și scriitor sau ziarist și așa mai departe, atunci, da, Da. nu avea o legătură. Sau dacă eram invitat la o emisiune în care discutam, nu știu, despre cărțile la modă sau despre altceva, atunci, da, n-aș fi putut spune că sunt eu Da. activitate. Ori eram prezent în acea emisiune legat de funcția mea Ultrajul și... presupune o încadrare mai aspră cu codul penal. Da, nu doar atât încadrarea e mai aspră, e vorba de o pedeapsă mărită cu o treime, Da. limitele pedepsei, de fapt, mărite cu o treime, pentru că încadrarea o face instanța de judecată și dă sentința finală, dar se consideră că e un grad de pericol social mai ridicat. Adică una e un conflict între două persoane și alta este un conflict între două persoane sau dintre care cel puțin una, în acest caz Sincer, amândouă au o acum funcție vă întreb publică. așa, uman, dincolo de postul dumneavoastră pe care l-a ocupat și funcția și așa mai departe, ce vă așteptați de la această anchetă? Dacă ați fi un român de rând, ați aștepta ca statul să vă facă dreptate? Că mulți sunt un pic, știți cum e, un pic sceptici când vine vorba de dus până la capăt un demers. Eu tot timpul aștept asta de la stat și Da, toți așteptăm, da. faptul că unele instituții publice nu își fac datoria e un alt motiv pentru care am intrat în politică. Eu am trecut prin astfel de momente ca și jurnalist, când anchetam cazul de la Roșia Montană, când într-o piață publică din Roșia Montană, unde erau câteva, dacă nu zeci, cel puțin 3 sau 4 sau 5 camere de luat vederi, unde fuseseră câțiva zeci de martori, am fost agresat pentru că mi-am permis să spun într-o emisiune care s-a transmis direct din acea piață că la Roșia Montană mă interesează să se apere și să se respecte legea. Asta a fost singurul lucru pe care l-am spus în acea emisiune și am fost așteptat după emisiune de către niște angajați speciali ai companiei miniere de la forțele de pază și de la liderii ai sindicatului minier,
care m-au agresat și a fost nevoie de intervenția poliției și a jandarmilor să mă protejeze pentru a putea părăsi se în pare siguranță că piața. Ghinionii, spuneți câte o frază care declanșează Ce m-a deranjat în acel moment e că după vreo lună sau două, când m-am dus la poliție, la Câmpeni, unde era depusă plângerea, mi se spusese că nu reușise să identifice agresorii. Repet, într-o piață unde erau mai multe camere de luat vederi, unde erau câteva zeci de martori, începând cu polițiștii și jandarmii care mi-au asigurat protecția, care nu reușiseră să identifice cine m-a lovit. Istoria asta aruncă nou caz într-o zonă pesimistă, nu? Nu sper, asta se întâmpla în urmă cu 5 ani, în februarie sau martie 2012, nu mai țin minte exact, cred că a fost luna februarie, era frig afară. Sperați în societății românești din ultimii 5 ani. Da, sper că de atunci un pic justiția lucrează mai bine sau ar trebui să lucreze mai bine. Și acum am aceste speranțe, încă o dată spun, nu datorită funcției pe care o am între timp, ci în speranța că ceva s-a mai câștigat în România. Dar vom vedea. Până la urmă, eu m-am dus, am depus plângerea penală. De aici mai departe e treaba poliției, a parchetului să-și facă datoria. Apropo de intrarea în politică, sunteți un parlamentar ușor neconvențional din multe puncte de vedere, și ca discurs, și ca vestimentație, și ca context. Cum de-ați părăsit o zonă mai liberală, așa, ca profesie și ca stil de viață și ați îmbrățișat povestea asta așa, ce v-a demânat în demersul ăsta? De câțiva ani, sunt câțiva ani buni în care tot susțin că avem nevoie de o schimbare. Am fost un comentator de pe margine a ceea ce s-a întâmplat în societatea românească și în politică. Și mereu am spus, trebuie să schimbăm ceva în țara asta. La un moment dat, după 2012-2013, am simțit, am și scris, avem o masă critică de schimbare în România. Avem acel 10% care, dacă se implică, reușește să schimbe lucrurile. Mereu am spus și am susținut implicarea în politică, afirmând însă în același timp, partea de societate civilă are rolul ei, partea politică are rolul ei. În vara anului trecut, după alegerile din București, când s-a întâmplat acea surpriză pentru unii, pentru mine oarecum o confirmare, am zis, da, este un moment în care oamenii au încredere și sunt dispuși să acorde încrederea lor unei formațiuni noi. Chit că era o formațiune formată pe repede înainte, am zis, e o șansă de a vedea cât se poate face și dacă într-adevăr putem să schimbăm ceva. Era o provocare. Și am zis, ok, hai să văd ce se întâmplă, hai să văd dacă prin implicarea mea directă reușesc sau reușim apoi cu implicarea și altora să schimbăm ceva în România. Am simțit, adică am considerat, da, e o oportunitate. Acum ca și comentator politic, ca și analist, pentru că de lângă presa de investigație am făcut și parte de analiză politică, se pare că am anticipat corect că era un moment în care lumea era dispusă să acorde încredere unei formațiuni noi. Am hotărât, am luat lucrul ăsta și cel puțin dincolo de tot ce s-a întâmplat în aceste prime 9 luni de mandat, cred că societatea românească are de câștigat din această experiență a Uniunii Salvați România, indiferent ce se va întâmpla în viitor. Sunt lucruri pe care dacă nu le vezi, nu le trăiești pe direct, nu reușești să le înțelegi. Bineînțeles că de aici urmează o altă obligație, de a împărtăși și de a prezenta experiența noastră celor mai mulți, de a le transmite încrederea de a se implica, și aici nu e vorba de a se implica neapărat în USR, pentru că USR-ul este un conglomerat, este o uniune, că așa și se spune, în care suntem oameni cu diferite idei, cu diferite concepte, cu diferite ideologii. Deocamdată ne-au unit niște scopuri comune, chiar dacă vedem în mod diferit lucrurile, modul în care putem să atingem aceste scopuri. Mai departe, fie că vor veni în USR, fie că vor forma formațiuni, partide politice noi, cred că trebuie să transmitem încrederea asta că se poate schimba ceva în România, că ne putem asocia pentru a face o asemenea schimbare și chiar dacă nu ne suprapunem perfect, poate că vom face coaliții, vom face asta, dar trebuie o clasă politică, nu avem... M-ați provocat un pic cu discuția despre USR și despre posibile
alianțe, viitorul partidului și așa mai departe și o să insist un pic cu câteva întrebări pe tema asta. În primul rând, ca și construcție politică, au existat în jurul acestui partid mai multe scenarii, bârfe, speculații și așa mai departe. Aș vrea să comentăm unul dintre ele și anume cum că ar fi creația sau ar fi o formațiune politică, un partid al serviciilor. Nu știu, nu vă prea văd un James Bond, deși noi am glumit la începutul interviului. Unul dintre subiectele mele preferate și temele mele preferate pentru ceea ce vreau să fac, chiar dacă n-am făcut chiar din prima sesiune parlamentară, unde mai mult m-am obișnuit cu lucrurile, este o reglementare pentru democratizarea serviciilor secrete. În programul meu electoral cu care am candidat este un punct clar care spune SRI lasă-ne bani de educație. E o metaforă a străzii pentru că vin din acea zonă, dar inclusiv în ceea ce am anchetat legat de Roșia Montană, am fost deranjat de faptul că persoane din această afacere erau într-o legătură foarte strânsă cu serviciile secrete. George Maior, fostul șef al SRI, a fost unul dintre primii susținători ai proiectului de la Roșia Montană și printre primii senatorii lobiști în perioada în care era senator de Alba. Am găsit cel care, din punctul meu de vedere, a coordonat apariția unui grup în care se aflau Tender, Timiș, un afacerist canadian, Stephen G. Roman, este Ioan Talpeș, fost director al SRI. Prin intermediul acestui oameni, special prin Tender, încerca și avea legături directe cu Radu Timofte. Tot timpul am considerat și am spus și mă voi bate pentru ca serviciile secrete să aibă o cât mai puțină implicare în zona democratică. Acum, la comisia de anchetă, după ce domnul George Maior a recunoscut implicit în urma întrebărilor pe care le-am pus că există acoperiți în presă și căuta justificări pentru acoperiții din presă, unul dintre proiectele pe care vreau să le inițiez în această toamnă este acela de a interzice acoperiți în presă și de a pune sancțiuni pentru acest lucru. Cred că lumea va înțelege că zvonurile nu se susțin prin ceea ce vom face. Oricum va fi frumos să ce spuneți dumneavoastră, dar băgați mâna în foc pentru toți ceilalți colegi. Ce spuneți dumneavoastră pare ușor antiservicii, ca să spun așa, antisistem. Să nu se înțeleagă greșit. Nu contest un rol al serviciilor secrete. Da, am înțeles. Vorbim de antilatura mai puțin democratică. Exact. Vorbesc de democratizarea serviciilor secrete din România. Păi, o să vedem când se votează, cine și cum va vota legea. Și nu mă refer, evident, nu doar la colegii mei, ci și la membrii celorlalte partide. Vom vedea dacă vor vota niște legi care, cum să se țin de bunul simț. Adică, domnule, tu nu ai ce să cauți în presă, pentru că dacă pot recapitula un pic momentele de la comisia de anchetă, una dintre primele întrebări l-am întrebat pe domnul George Maior dacă SRI ar avea vreo posibilitate prin care să influențeze rezultatul alegerilor. Domnul George Maior a negat această afirmație. Au mai fost alte întrebări, l-am întrebat, există influencerii, oamenii din presă, pot schimba prin ceea ce spun și relatează un rezultat al alegerilor, fie chiar și în proporție de 5%, 1%, 0,5%, cât a fost diferența dintre Traian Băsescu și și domnul Joană? Domnul meu a spus da, evident că poate. Am mai trecut niște întrebări și l-am întrebat, ok, sunteți de acord sau nu cu acoperiții din presă, aveți sau nu acoperiți în presă? Și a început să justifice de ce e nevoie de acoperiți din presă. Dacă punem toate astea trei la cap, care e concluzia la care ajungem? E o concluzie destul de tristă. Faptul că dacă există acoperiți în presă și domnul George Maior a confirmat indirect acest lucru, acești acoperiți din presă, influencer, pot influența rezultatul alegerilor. Ori acest lucru intră în contradicție cu principiile democrației. Vreau să rămânem tot pe întrebări pe tiparul USR-ului și aș vrea să vă întreb, ca orice partid politic și USR are nevoie de un lider, un nume.
Cam așa s-a obișnuit în politica românească. Când spui PSD, spui liderul momentului respectiv. PNL, liderul momentului respectiv. Astăzi, prin pasul înapoi pe care, sau, mă rog, nici asta nu mi-e foarte clar, dacă e un pas înapoi, o, eu știu, o scoatere de acolo, habar n-am, a lui domnului Nicușor Dan, USR pare că și-a pierdut un personaj fanion și că a fost, de fapt, toată această mișcare, și iar revin în zona scenaritei, o construcție pregătită pentru venirea altcuiva. Acel altcuiva se vorbea că ar fi putut fi fostul premier al României, Dacian Cioloș. Cum comentați această ipoteză? Nu știu cum să... În primul rând, da, pierderea lui Nicușor Dan este o pierdere mare, este un lider în adevăratul sens al cuvântului, care s-a format prin activitatea lui, a mers mai departe. E foarte puțin probabil, total improbabil să-l bănuim pe Nicușor Dan că a jucat la sacrificiu, că a venit ca să și apoi se retrage pentru a lăsa locul altcuiva. Nu. Nicușor Dan se bate de câțiva de ani buni, de peste 10 ani în societatea civilă, e de peste 5 ani implicat în bătălia politică de la prima candidatură pe București și a reușit să demonstreze, în ciuda tuturor criticilor că ar fi o persoană necarismatic, fără carismă, a reușit să demonstreze că poate să coaguleze niște oameni și să ducă un partid în Parlament, în ciuda tuturor previziunilor negative, dacă ar fi să ne raportăm doar la anul 2015 sau primele luni din 2016. În altă ordine de idei, ce s-a întâmplat în această vară în USR, practic l-a îndepărtat un pic pe domnul Cioloș de USR, pentru că l-a pus într-o situație ingrată, aceea în care ar putea fi văzut ca un om venit pe un culoar scurt, la o masă scurtă, ca un om din cauza căruia USR-ul s-ar putea rupe, din cauza acestor comunități. Deci, practic, domnul Cioloș e într-o situație ingrată în acest moment. Cred că tot ceea ce s-a întâmplat e pur și simplu lipsa de experiență și criza pe care o trăiește orice organizație după momentul ei inițial, acela în care foarte mulți oameni care nu se cunoșteau până în acel moment au reușit să facă un lucru, apoi au apărut diferențele care încă nu au fost gestionate în mod concret. Pentru că, de asta spun că scenariul nu se susține, pentru că dacă s-ar fi susținut, domnul Cioloș ar fi venit deja în USR. Acum, dacă vine, nu vine... USR-ul riscă să se rupă, el este într-o poziție ingrată să vină în acest moment în USR, deci scopul nu s-a realizat în genul ăsta, într-un fel sau alt. Eu pun toate aceste lucruri pe lipsa experienței politice. Riscul, fără să dispară, să zic, s-a atenuat în ultimele săptămâni, mai ales la începutul sesiunii. Și poate chiar domnul Palad a avut și are contribuția lui la eliminarea acestor riscuri, pentru că cred că acum foarte mulți dintre colegii mei înțeleg că inamicii nu sunt în interior și sunt aceiași cu care ne-am luptat și când ați am intrat. Ați plătit cu sânge ca să-i faceți să înțeleagă mai bine pe colegi chestia asta. Spuneți-mi, tot legat de experiența noastră personală, ați intrat în structura asta și ați văzut cu ce se mănâncă treaba și din interior, ca să fiu așa mai plastic în exprimare. Aveți astăzi impresia că puteți efectiv schimba ceva în țara asta pentru că sunteți în Parlament și nu partea cealaltă a societății civile, activismului și așa mai departe? Da, da. Consider că trebuie să existe astfel de acțiuni și astfel de oameni, și nu mă refer doar la mine, în Parlament. Am văzut în această vară, când am fost în pădurile din parcurile naționale din Caraș Severin, în semenicheile Carașului și în cheile Nerei Beușnița. Am văzut când am fost în Făgăraș, încă nu am publicat ceea ce am găsit acolo legat de băgatul pe țeava râurilor de munte, unde suntem în infringement la Comisia Europeană din cauza
microhidrocentralelor de pe râurile Buda și Capra. Am fost în mai multe locuri și am văzut la Certej. Am văzut că lumea are încredere mai mare să se implice dacă vede că și în domeniul politic există oameni care se bat pentru cauzele lor. La Certej, an la rând, spre deosebire de Roșia Montană, nu a existat o opoziție locală propriu-zisă. După ce am fost acolo, făcând ceva absolut normal, căutând informații despre acel proiect, nimic spectaculos, așa, doar faptul că m-am dus în zonă le-a dat încredere unor oameni să vorbească și să vorbească în fața televizoare, în fața camerelor de luat vedere și să spună ce nu considerau și să reclame niște abuzuri la care fusese răsupus. Am văzut semnale din legate după ce am făcut publice dezvăluirile din o parte din dezvăluirile din pădurile din Cara Severin, cum eram și sunt chemat și primesc mesaje, haideți și hai și în alt județ, hai să vezi tăiele de aici și hai să vezi lucrul ăsta. Adică e un sentiment de încredere pe care oamenii îl capătă că se pot schimba lucrurile. Ăsta e începutul schimbării. Momentul în care oamenii înțeleg că și capătă încredere că lucrurile se pot schimba. Hai să rămânem tot la experiența personală și să-mi spuneți ce simbolizează povestea asta în care ați spus că ați trece peste incidentul de zilele trecute cu Mirel Palada dacă v-ar cere-o cei care v-au trimis în Parlament. Adică, până la urmă, cine? Românii? Ați intrat pe o listă. Ne-ați intrat pe un colegiu măcar, ca să zici că faci un sondaj de opinie acolo. Nu, și cum ar trebui să vă ceară românii dacă ar fi atât de dispuși să ceară în locul, în mila pentru domnul Palada, dumneavoastră povestea asta? Adică pare un pic cuțit așa, mie unul mi se pare un gest imposibil. Cum v-ar putea cere România așa ceva? Nu, aici apare într-adevăr o apreciere subiectivă. Dar eu am un contact direct cu oamenii. Chiar dacă cu unii oameni mă întâlnesc, discut pe stradă, în vara asta foarte multă lume m-a oprit pe unde mergeam și discutam. Primesc foarte multe semnale pe Facebook, primesc mesaje. Uneori, cum a fost și acum zilele astea, probabil că o să-mi iau o săptămână până apuc să le citesc pe toate. Pot să, din toate astea, urmărind și având experiența jurnalistică în spate, am oarecare experiență de a îmi da seama când oamenii îți transmit un mesaj, când mesajele astea sunt niște mesaje care vin de la niște agenții de publicitate care au niște contracte cu niște companii sau partide politice pentru a manipula percepția publică, sau când sunt niște mesaje reale și vin de la niște persoane reale, mai ales de când e Facebook, e foarte ușor. Acum, cine care are... sunt mesajele pe care le-ați primit de 24 de ori în coace? Da, cele mai multe mesaje pe care le-am primit până acum e să merg mai departe, să fac această plângere penală. Au fost mesaje, bunul ăla nu l-ai simțit tu, l-am simțit noi toți în stomac, te rugăm nu renunța la plângerea penală, du până la capăt, asta vrem să vedem legea aplicată în România. Au fost câteva și semnale, nu spune capul cu el sau întoarce celălalt obraz sau așa, dar au fost mult în minoritate față de celelalte mesaje pe care le-am primit. Și de la, fără să fie o cercetare sociologică propriu-zisă, de la un anumit moment dat, având o experiență de a urmări astfel de mesaje, începi să îți dai seama, da, este o cerere pentru asta sau nu. Cum să zic, când invoc experiența, dacă îmi dai voie, în primăvara lui 2013, când am văzut proiectul de lege pe care îl făcea Ponta și cu Dan Șova legat de Roșia Montană, care circula în drafturi, am zis, în același timp se aflase că proiectul de la Roșia Montană era dat pe mâna lui Dan Șova când se făcuse acel Minister al Marilor Proiecte, după ce mama lui Dan Șova fusese avocat al companiei miniere, și am simțit așa, tot din asemenea mesaje, supărarea, iritarea publică. Când am văzut și acel proiect de lege, am spus, dacă proiectul ăsta de lege intră în Parlament, e trimis la Parlament, toamna va începe cu mari proteste de stradă. Pentru că simțeam deja, e un moment în care se simte iritarea asta. Am simțit-o în primăvara lui 2014, când am umblat mult în diaspora, am avut o bursă la Viena de jurnalist Milena Jesenska și am umblat
mult și m-am întâlnit cu grupurile care au ieșit în stradă în toamna lui 2013 pentru Roșia Montană. Am văzut cum se coagulase, am văzut că participau la acțiuni, se întâlneau, mergeau, țineau legătura cu alte grupuri din orașele lor. Și când am văzut toată această emulație, am zis, domnule, avem în diaspora un grup foarte activ care va produce foarte multe surprize, care va fi în stare să influențeze lucrurile care se întâmplă în țară. Lucrurile astea le-am spus inclusiv într-un interviu la RFI, la Matei Vișniec, la Paris. Le-am spus și am scris despre ele și în vara lui 2014 și mai târziu în toamnă. Foarte multă lume, inclusiv pe 1 septembrie, când a venit un mesaj făcut de mai multe grupuri de la Paris, cetățean cu drept de vot, am această poză iconic și l-am atras atenția, aveți grijă că oamenii din diaspora vor să vină la vot, au niște revendicări, n-au ținut cont deloc. Știți ce s-a întâmplat în toamna lui 2014 și din nou s-au pus, apropo de scenarii, s-au pus pe seama diferitelor influențe ale serviciilor secrete și așa mai departe. Nu, eu urmărisem parcursul lui 2014 modul în care lumea și oamenii din diaspora care erau de la doctori în informatică, doctori în neuroștiințe și așa mai departe, până la muncitori zilier pe șantierele de construcții din Paris, cum se coalizau, cum formaseră o rețea. În momentul când li s-a restrâns acel drept de a vota, acea rețea s-a pus în funcțiune. Și așa se explică cum în două săptămâni s-a schimbat și s-a produs acel efect. Și de asta când vorbesc despre reacția publică și dacă vorbim și despre servicii secrete, eu sunt foarte supărat, nu atât pe faptul că avem, dar și pe acest fapt, că avem atât de mulți angajați ai serviciilor secrete, că avem atât de mulți angajați ai serviciilor secrete și nu înțeleg și nu fac treaba cum trebuie. Pentru că toate aceste mesaje ar fi putut fi înțelese și ar fi putut să facă baza pe baza lor niște rapoarte ca să se evite niște situații de criză și niște situații conflictuale, adică toți cei care ar fi lucrat și ar fi văzut ceea ce am văzut și eu, ar fi putut să le transmită guvernanților din 2014, vedeți că trebuie mai multe secții de vot în diaspora, pentru că în acest an vom avea o cerere mai mare de oameni care să vină la vot. Deci asta era un lucru care s-ar fi putut și asta ar fi fost într-adevăr o atribuție a serviciilor secrete. Dom'le, în analizele și rapoartele noastre am ajuns și noi la, că noi suntem nu știu câte mii, la concluzia la care a ajuns omul ăla, plimbându-se prin 3 sau 4 orașe și care s-a confirmat. Sunt lucruri la fel s-a întâmplat și cu pădurile. Făceam tot așa un interviu pentru un post și legat de implicările, de mișcările civice din România și una dintre întrebări a fost, era în primăvara lui 2015, care va fi următoarea cauză care îi va scoate pe români în stradă? Și am spus pădurile. De ce? Pentru că din nou pe ceea ce se întâmplase iarna și asta vedeam și pe Facebook se poate vedea că deja lumea se irita, adică lumea când merge, dacă ne referim la păduri, e un lucru care e atât de vizibil, nu mai poate fi ascuns. Când mergi de mai multe ori în același loc, vezi mergi, de la an la an, de la lună la lună, da, vezi schimbări. Da, mergi prin păduri, adică eu am mers prin păduri și înainte de 89, am mers în anii 90. Acum când merg în păduri, se vede, adică nu mai poate fi ascunsă, e dezastru atât de mare încât nu mai poate fi ascuns. Lumea, la fel, lumea mergea, vedea, e un lucru care nu mai putea fi ascuns și vedeam cum crește iritarea. A fost suficient să apară acele dezvăluiri legate de modul în care o companie prelua lemn furat, suplimentat pe o întoarcere a unui cod silvic care exact încerca să reducă din beneficiile mai puțin legitime ale acestei companii și lumea a ieșit în stradă. Deci, Gățiu, pe finalul interviului trebuie să atingem un punct care iarăși naște controverse. Care e treaba cu miliardarul George Soros? L-ați cunoscut, ați avut contacte prin terți, prin intermediari, dumneavoastră, partidul vă finanțează, vă ajutați să trăiți, nu știu, să vă formați. Cu siguranță, dacă e să glumim, în spiritul care am început acest interviu, domnul Mirel Palada a primit mai mulți bani de la Soros decât am primit eu. A fost bursier Soros, eu nu. Dar, pe de altă parte, eu am observat un lucru foarte interesant legat de George Soros, pentru că are legătură și cu investigațiile din cazul Roșia Montană. Unul dintre principalii acționari de la cazul din Roșia Montană este unul dintre marii miliardari ai lumii, nu știu dacă e mai bogat sau mai puțin bogat decât Soros, pentru că averea lui e mult mai volatilă, Beni Steinmetz. E cel care, despre care am tot scris și am avertizat, vedeți că este unul dintre cele mai malefice personaje ale istoriei contemporane ale României.
S-a confirmat și vedem acum că nu a fost implicat doar în Roșia Montană, a fost implicat în mari tunuri imobiliare în București. Dar și ăla se vaite că tot Soros l-a lucrat și l-a făcut, ostracizat. Exact, aici e partea cea mai interesantă. În 2013, când una dintre companiile lui Benish Times din, pentru niște operațiuni din Guinea era cercetată, a apărut în presa internațională, în Times, așa mai departe, o știre foarte interesantă, cea în care Benish Times dădea în judecată o companie de PR și lobby din Londra, pe care o angajase să-i facă imagine negativă lui George Soros, și era nemulțumit de modul în care își făcuse treaba. Aici ce se întâmplă? Să nu se înțeleagă că vreau să-l idealizez pe George Soros. Dar George Soros este un om care a finanțat și finanțează peste tot în lume ceea ce se numește societate deschisă. Principiile sunt foarte clare, privind transparență, control al instituțiilor statului și așa mai, control democratic al instituțiilor statului și așa mai departe. Inevitabil, peste tot în lume, cei care se ocupă de aceste lucruri și activează într-o astfel de zonă ajung și mai devreme sau mai târziu se confruntă cu companii sau cu interese de alt gen. Pentru că dacă te ocupi de investigații în domeniul afacerilor, vei da peste niște mafioți în zona respectivă. Da, și vedeam războiul ăsta, adică pe de o parte avem cineva care finanțează și în cazul Guinea chiar a plătit, George Soros atunci a plătit direct o investigație pe care o comandase statul respectiv. El, statul privind afacerea lui Benish Times, și el a plătit investigatorul. Nu i-a dictat evident și rezultatele și faptul că acum a fost reținut Benish Times arată că faptele chiar s-au petrecut, pentru că nu rețineau în Israel chiar pe un miliardar, chiar așa după o anchetă de 5 sau 6 ani, dacă nu aveau niște minime. Deci, pare totuși un război al granzilor. Ăla plătea o companie să-i facă anti-imagine, ăsta plătea un investigator. Trebuie să vedem ce plătește unul și ce plătește altcineva. Și modul în care se plătește, adică modul de finanțare al ONG-urilor. George Soros, în bordul lui, când discută cu oamenii, stabilește niște direcții. Anul ăsta ne orientăm pentru a susține presa din zona de Europa de Est. Acum o susținem pe aia din Asia de Sud-Est, unde și acolo sunt probleme, sau în zona asta. Asta nu înseamnă că el se duce și dă bani lui X sau lui Y. Asta înseamnă că diferite ONG-uri din România, din Ungaria, din Africa sau din Asia de Sud-Est activează în domeniile lor de activitate. Și există o fundație care acordă niște granturi pe acele teme. Tu te duci, aplici. Trebuie să câștigi un concurs și pe baza acelui, pe baza unui proiect, pe baza căruia primești finanțare. Niciodată nu cred că George Soros știe la asta cui sau poate să urmărească peste tot unde finanțează să se dea bani la X, la Y. Deci cu siguranță nu știe de Mihai Goțiu nici că ce a făcut, nici că a intrat în Parlament, nici că a fost bătut de palada. N-ar putea spune ce știe sau nu știe George Soros. Evident că el primește rapoarte cu aceste activități. Evident că, încă o dată spun, eu n-am avut finanțare de la George Soros. Asta nu se pune, dar m-am distrat pentru că inclusiv la bursa care am avut-o la Viena, chiar în fața biroului meu, era fotografia lui George Soros. De ce? Printre altele, era unul dintre finanțatorii institutului. Eu mă dusesem cu o bursă finanțată de Fundația Erste, tot așa pe baza unui concurs internațional. Da? Cine cândva care ar fi văzut pe mine lângă poza aia, ar fi zis, ok, și el e plătit de Soros. Nu, evident că nu eram plătit. Domnule senator, înainte să închei, mai am o întrebare scurtă. Dacă mâine sau peste o săptămână vă întâlniți cu agresorul Miret Palada la coadă la pâine, ce îi spuneți? Sau cum credeți că va decurge acea întâlnire în primele 20 de secunde? Nu știu, eu am obiceiul să salut oamenii pe care într-un mod sau altul îi cunosc și mai există un singur lucru pe care îl doresc, sănătate. Domnule senator, la noi nu împărțim nici pumn, nici violență, doar strângeri de mână. Vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi și vă mai așteptăm oricând avem lucruri interesante de dezbătut. Plăcere.